Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, dacă ați văzut pe Instagram, o să îmi controlați viața pentru 24 de ore. Sunt un pic în grabă pentru că urmează să vină pe la mine să mergem la Capodoprea să filmeze ceva pentru el. Dar înainte de asta, sunt foarte curioasă dacă ar trebui să mă îmbrac cu ceva hăinuțe noi pe care le-am primit ieri de la Thrill sau cu niște haine vechi pe care le am eu, hainele mele basic. O să pun acum story-ul pe Instagram să vedem ce alege. După jumătate de minut se pare că vreți să mă vedeți în haine noi. Mă bucur pentru că și eu vreau să mă văd în haine noi. Între timp o să mă schimb și mai am o curiozitate. Să mă machiez azi sau să fiu naturală? Sincer, nu am timp să mă machiez, că în 10 minute trebuie să plec. Sper să alegeți să fiu naturală, dar da. Este alegerea voastră. Dacă mă machiez, atunci pe ei nu o să trebuiască să aștepte după mine o grămadă. Punem acum story-ul și vedem. Cine-i fata fresh? Iliana. M-am îmbrăcat în hainele mele noi de la Thrill și să văd ce ați ales. Aparent vreți să fiu naturală. Wow, nu mă așteptam. Mulțumesc, cred. Sincer, și mie îmi place să fiu naturală, să n-am nimic pe față pentru că mă simt mult mai liberă. Dar totuși mă simt mai frumoasă cu machiaj pe față. Nu știu, e super ciudat, dar apreciez. Și o altă întrebare ar fi, înainte să plec de acasă, dacă ar trebui să fac curățenie în apartament. Astăzi vine proprietarul apartamentului în vizită să verifice dacă este totul în regulă, dacă am stricat ceva, bla bla bla. Și credeți că ar trebui să îl primesc în dezordinea asta? Sau ar trebui să fac curățenie și să fiu chiriașa perfectă? Să vedem ce ziceți voi pe Instagram. Deci vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că mă lăsați să fiu om și să mai aibă lumea încredere în mine și să am și un pic de demnitate, un pic de respect acolo, că pot avea grijă de lucruri. Sunt foarte responsabilă, vă mulțumesc frumos că mi-ați zis să fac ordine în casă. După ce mă întorc cu Pain, o să mă apuc să fac ordine peste tot. La 5 jumate vine proprietarul și cred că am timp. Chiar sunt sigură că am timp. Vă mulțumesc frumos! Pentru că încă există coronavirus, protecția este foarte, foarte, foarte importantă și trebuie să purtăm mască. Așa că următoarea voastră alegere este dacă să iau o mască de genul ăsta sau o mască din mărciul Dia. Chiar sunt curioasă să văd ce gusturi aveți. Și dacă aveți gusturile mele bune, atunci nu uitați să intrați pe shop.vegan.ro/dia pentru cele mai mișto măscuțe. Azi purtăm măscuța asta, care cred că e preferata mea de la Marciu Dia, că e cu negru și merge cam cu orice. Vă mulțumesc! Mă mai pregătesc repede și după vine Pain și o să mai avem o alegere grea de făcut. Am ieșit și noi din casă și următoarea mea curiozitate este dacă mergem cu frumusețea asta. Mergem cu Mustangul Lupin. Faza este că mi-ar fi mai comod să mergem cu mașina Lupin pentru că oricum ne întoarcem la mine după ca să filmăm un alt vlog. V-am zis că mă pun pe treabă și da, alegerea este a voastră. Aparent am noroc. Chiar am noroc și ați votat să mergem cu Mustangul. Vă mulțumesc frumos. Acum stau mașina la mine și aștept să ajungă Pain cu Miriana ca să mergem la Capodopera. Și dacă tot suntem aici, voiam să vă zic că ieri m-am speriat super tare pentru că eu, normal, când îmi blochez mașina, când o închid de tot, mi se închid oglinzile automat. Adică se trag așa spre mașină. Și ieri, când am ajuns de la fotbal, am încuiat mașina și nu s-au mai închis și m-am speriat super tare. Am închis mașina de 1000 de ori, am verificat fiecare ușă dacă e închisă și degeaba și am căutat pe net și aparent este un buton aici, acesta cu auto și close, pe care probabil l-am apăsat din greșeală când mă plictiseam la fotbal și stăteam așa și așa și așa și da, știți voi, și am rezolvat problema și acum sunt fericită, ziua mea este bună. A venit și peinuțul nostru drag și urmează să mă urc la el în mașină pentru că v-am zis că voi îmi controlați viața. Puteam să merg cu Kylie, dar ați ales Mustangul. De ce ați ales un Mustang? Oh, uite, ce fășeli, ce dracu, ce caută și aici. Ah, nu știam, se gândeam. Ok. Unde suntem? Ai grupul tău? Da. Bună, Dia. Bună. Ce vrei să mergem? Mustangul? Ce vrei să mergem?
stai în față și să ai ochi sau în spate Mustang? Hai cățelesu! No, sorry, sorry! Nici nu știam că e o opțiune. Aș dori pentru fanele tale care poate să gândesc că e bine să stea mult la calculator când sunt mici, doresc să vă arăt ce înseamnă kinetoterapia. Mamă, se vede. Aveți bani de izolat? Ok, am venit cu CLS-ul, dar nu știam că e și asta o opțiune. Nu știam că vine și Shelly, nu știam. Gen, ați văzut când am ieșit din casă, l-am salutat pe Payne, l-am văzut și pe Shelly l-am observat abia când a ieșit din mașină. Chiar nu mi-am dat seama. Bună, Miriana! Ok, tocmai am mâncat în oraș și Payne a plătit toată masa. Am pus un story în care v-am întrebat dacă îi dau banii lui Payne înapoi sau nu. Suntem acum la un ATM și scoatem bani. Și nu știu dacă se scot sau nu. Să vedem ce ați răspuns voi. N-ați răspuns încă pentru că nu mi s-a pus story-ul. Așa, s-a postat story-ul, să vedem. Payne, da? Vreau să zic că diamantele mele mi-au spus să nu-ți dau banii pe masă, deci îmi pare rău, n-o să se întâmple. Nu-ți dau banii pe masă. Nici un mădia, îmi pare rău, diamantele au zis, asta e, salvezi banii. Nu știu. Am ajuns la capăt de opera și facem vlogul lui Payne în care eu și Shelly facem outfit-uri de 1000 de euro din tot magazinul și după ce am văzut tot magazinul și am găsit câteva articole vestimentare pe care aș vrea să le îmbrace Payne, trebuie să-i cumpăr și niște încălțări. Așa că nu știu dacă să îi iau șlap din ăștia sau Adidas din ăștia. Dacă ai nevoie de alte mărite, v-am pus să alegeți pe story. M-am uitat pe Insta și aparent vreți să iau perechea de Adidas, dar sunt decăpăținată și trebuie să iau perechea aceea de șlapi. Da, îmi pare rău că nu v-am ascultat acum, dar asta este situația. Arată mai bine așa, o să vedeți că eu câștig oricum. Uitați și outfit-ul meu. Este cel câștigător, sunt sigură. Outfit-ul Diei. Avem un tricou de la Givenchy, niște pantaloni de la Karl Lagerfeld și niște șlapi. Nu ți-am cumpărat șosetele alea, trebuie să le dai jos. Ce, nu ți-am dat șosete? Păi dăm! Nu! Uitați ce am primit de la prietenii noștri de la Capodopera. Cât de tare! Îmi făceam curat în geantă și ia uitați ce am găsit. Deci aveam 6 geluri antibacteriene. I-am dat unul și lui Payne să aibă în mașină. Dar, da, obsesia mea. Am ajuns acasă super obosită după ce am întârziat la întâlnirea cu proprietarul. Am primit niște vești tristuțe și am avut nevoie de un pic de timp ca să mă liniștesc și mă duc să cumpăr ceva de băut rece, rece, rece și o să pun pe story dacă să cumpăr ceva de băut sănătos, gen un fresh ceva sau să-mi iau un energizant, să prind un pic de energie și evident nesănătos. Totul depinde de voi. Avem aici un colet pe care l-am primit plin cu haine și avem aici hainele de la Club of Five Gang Coco de la Anema. Trebuie să înapoiez hainele și le pun pe Uber, după aia mergem la magazin. Voi vă bateți joc de mine, deci story-ul pe care l-am făcut a încăput de fapt în două story-uri și la ambele am pus un poll și la ambele a câștigat, opa! A câștigat băutura sănătoasă. Deci nu pot să cred. Voi chiar dar vreți să beau sănătos? Știți că sunt obsedată de energizant, de ce mă faceți să beau fresh? Ok, luăm fresh. Mă, eu nu conduc agresiv, dar avem bumpere pe stradă și pana mea s-a întâmplat. Gata! Știți ce mi-am luat? Am luat o apă mare, plată, de 2 litri și ceva suc fără acid cu piersici. Da! Super sănătos! Mi-ar fi prins mai bine un energizant, dar na. Voi încerca să nu vă mișc atât de tare în drumul spre casă, dar nu promit nimic pentru că sunt o grămadă de canale și de bumpere. Și n-am unde să-mi pun camera, nu am unde, îmi pare rău. N-am cameră de bord, deci... asta e, vă țin aici. Știi?
Ok, căzătura asta a fost mai nașpa decât cealaltă, îmi pare rău, îmi pare rău. Mi-am amintit la sensul giratoriu că trebuie să iau lui Alex picături și da, am râscat un pic. Ok, și asta a fost. Da, pentru azi vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați controlat ziua, mi-ați ales absolut totul, n-a trebuit să o fac eu. N-am avut prea multe chestii de făcut, am încercat să vă pun să alegeți între lucrurile pe care le făceam în momentul respectiv. Atâta a fost, deci atât am putut. Ok, și asta a fost. Pentru azi, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Dia, vă pup și vă iubi. Pa, pa! Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top. Ești fighting gang și are părul roz. Ne face să zâmbim, nu e ca tine boss. Îi pasă de noi, ne susține zi de zi. Ce face Dia, nu e deloc easy. Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top.